În contextul desfășurării activităților prevăzute în calendarul de activități al Organizației Poliției Rutiere din Europa în perioada 7-13 septembrie, la nivelul județului Sălea se vor organiza mai multe acțiuni privind impunerea folosirii centurii de siguranță. Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave relevă faptul că în perioada 1 ianuarie-31 august pe șoselele din Sălaj s-au înregistrat 115 accidente grave soldate cu 18 morți și 123 de răniți grav. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când au fost înregistrate 95 de accidente grave soldate cu 11 morți și 106 răniți grav, situația se prezintă astfel: mai mult cu 20 de accidente grave, mai mult cu 7 morți și 7 grav răniți, aspect care subliniază necesitatea intensificării activităților de impunere a legii pentru a determina creșterea gradului de utilizare a sistemelor de siguranță. Totodată, din analiza de risc rutier rezultă că una din cauzele generatoare de accidente o reprezintă indisciplina, atât a conducătorilor auto, cât și a pasagerilor, sub aspectul neutilizării centurii de siguranță, element care, în cazul unei coleziuni, poate reduce gravul de victimizare a ocupanților autovehiculului. Astfel că, pe acest fond, în cadrul activității de impunere a legii, polițiștii cu atribuții pe linie de circulație rutieră au aplicat 4.693 de sancțiuni contravenționale. Acțiunea are ca scop reducerea urmărilor grave rezultate din accidente de circulație, menținerea trendului descendent al numărului accidentelor grave, răniților grav și conștientizarea opiniei publice cu privire la consecințele neutilizării centurilor de siguranță și sau altor dispozitive de retenție omologate în cazul implicării în accidente.